Poeți, jurnaliști și profesori români din România, Republica Moldova și Serbia s-au aflat în perioada 14-16 iunie în țara noastră, urmând un itinerariu cultural închinat memoriei marelui poet național Mihai Eminescu, de la trecerea neființa căruia s-au împlinit 125 de ani. Denile eminesciene, aceasta fiind denumirea acestei manifestații culturale de excepție, se desfășoară pentru al 20-lea an consecutiv, în jurul datei de 15 iunie, data plecării la cele eterne a poetului. Organizatorul și sufletul acestui pelerinaj cultural eminescian este doamna Areta Moșu, președinte al Asociațiunii de Cultură Astra din orașul Iași, parte componentă a Astrii de la Sibiu, care este cea mai veche asociație de cultură din spațiul românesc, înființată în anul 1861. În cadrul deniilor eminesciene au participat câteva zeci de delegații din cele mai bine de 70 de filiale ale Asociațiunii Astra din arealul românesc. Punctul culminant al deniilor eminesciene, ediția 2014, l-a constituit dezvelirea bustului marelui poet în orașul Orhei, în fața gimnaziului cu același nume. Astăzi este un moment deosebit. 125 de ani pentru Eminescu. 20 de ani de la deniile eminescene. Ediția aceasta este o ediție frumoasă, pentru că de-a lungul anilor noi am făcut cunoștință cu românii de jur împrejurul, care trăiesc de jur împrejurul României, făcând la Iași acest program, Deni, este și un program religios, pentru că întotdeauna au venit preoți de peste tot, care au făcut o slujbă pentru Eminescu, dar nu numai pentru Eminescu, ne-au binecuvântat pe noi toți românii să trăim în unitate, să trăim în prietenie. Aici, la Orhei, s-a inaugurat bustul poetului Mihai Eminescu, realizat de sculptorul Mircea Ștefănescu de la Iași. Astăzi suntem aici cu toții, sunt venite filiale din toată Basarabia, delegații din Serbia și din aproape din toată România. Vin cu 6 reprezentanți ai Astrei din estul Serbiei, din Valea Timocului. Prima dată sunt în Moldavia. Am auzit din știri și din ziaruri de Chișinău și de Republica Moldova, dar n-am crezut că astăzi urmele lui cel mai mare poet Eminescu o să ne aducă să fim astăzi la Orhei împreună cu frații noștri și să auzim un grai, o vorbă, cum se vorbește și la noi în zona în Valea Timocului. Plecăm din Republica Moldova cu o bucurie și cu inima plină de mulțumiri, de primire, dar plecăm și cu o tristețe, pentru că aici se mai mult respectă și rugăciunea și tradiția și se păstrează cultura noastră, care cred că o să o reparăm și noi în Valea Timocului. Aceste activități sunt de mare importanță pentru că întregesc neamul, întregesc cei ce iubesc românește de la munte, de la mare, de pretutindeni, și noi suntem, și noi de peste Nistru, suntem mai puțini, dar oricum să știți că noi suntem fii de neam românesc. Astfel de activități ne ajută să ne menținem și noi în zona în care limba lui Eminescu, limba română, mai este încă tabu. Ori, pentru care încă se mai luptă astăzi copiii. Din anul 1995 încoace, denile eminescene s-au desfășurat în 10 de localități din România, Ucraina, Moldova, Serbia, Bulgaria și Ungaria. De fiecare dată, 10 de intelectuali români din aceste țări au efectuat adevărate pelerinaje culturale, vizitând locuri remarcabile, lansând cărți și reviste și dezvelind busturi ale marelui poet. Pentru Elita TV ANN Noi, a relatat Octavian Zelinski.